Când a aflat Daniel că s-a izgălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Rugăciunea este sursa puterii și a protecției noastre. Trebuie să înțelegeți că rugăciunea este cea care eliberează puterea lui Dumnezeu în numele nostru. Iisus știa puterea rugăciunii. De aceea a petrecut multe ore în rugăciune. Poate că sunteți un om de afaceri de succes și nu credeți că aveți nevoie de vreuna dintre aceste lucruri spirituale. Poate că ești politician și crezi că protecția ta trebuie să provină din vreun fetiș sau din puteri oculte. Permiteți-mi să vă spun chiar acum că există putere în rugăciune. Nu avem nevoie de altă putere atunci când avem puterea de a ne ruga. Există protecție pentru noi când ne rugăm. Ultima parte a armurii lui Dumnezeu este rugăciunea. Cu alte cuvinte, rugăciunea este o parte importantă a apărării tale spirituale. Mulți oameni se tem când prosperă. Iov era plin de teamă când prospera. În cele din urmă el a spus: De ce m-am temut foarte mult, mi s-a întâmplat. Astfel de oameni simt că cineva poate folosi puteri supranaturale pentru a încerca să-i omoare. Nu ai de ce să te temi când ești o persoană care se roagă ca Daniel. Mulți oameni au vrut să-l ucidă pe Daniel. Acești oameni nu s-au gândit doar la uciderea lui Daniel, ci au încercat de fapt să-l elimine. Prin puterea rugăciunii, Daniel era protejat de lei. Văd că toți leii din viața ta se împrăștie în teamă. Văd puterea voastră de rugăciune în creștere. Vă văd că mergeți înainte datorită unei vieți noi pline de rugăciune. A fost botezat și Iisus și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Văd că cerurile se deschid peste viața ta. Nu uita niciodată asta. Cerurile s-au deschis când Iisus s-a rugat. Atât binecuvântările fizice, cât și cele duhovnicești plouă asupra voastră când sunteți o persoană care se roagă.